din Cluj în panteonul literaturii noastre naționale. Acest fapt are o dublă semnificație. Mai întâi, una personală a domniei sale, că își vede încrunată cu succes strădania de o viață întreagă pe tărâmul inoculării spirituale a celor dornici și avis de frumos și cultură literară și, în ultimul rând, mândria noastră a tuturor, ca am sărbătorit să depină efervescență creatoare un adevărat discipol al Duceacului neuritor de la Ipotești. De aceea, în total respect și admirație față de opera sa nemuritoare, cu evlavie și închinare, îi aduc prin nostru meu de recunoștință și printr-o subțintă poezie, intitulată De ziua ta, Regina. De ziua ta, Regina, cu florile pe masă, tot îngerii se închină la aura frumoasă, ce încununează în buie creații literare, prin vers, proză și sunet, mereu atrăgătoare. Fidel de-asuns, ca cei de față, să surizi în sărbătoare, numai trandafir în viață, cu mereste și onoare. Ca drept mesager de aur, a atâtor condeie, un adevărat tezaur, din prezent cât și de ieri. Nu pot încheia sub soare, fără iura din suflet, noi creații literare de valoare și răsturi. Mulțumesc!